Bună ziua, stimați prieteni! Vă invit la cea de-a 112 ediție de analize economice. Astăzi, subiectul care îl discutăm l-am pregătit împreună cu sindicatele din agricultură și industria alimentară. Acest subiect este rezultatul mai multor întâlniri care au avut loc pe întreg teritoriul țării, inclusiv și o întâlnire la nivel național, unde au participat și reprezentanții Ministerului Agriculturii. Subiectul care l-am discutat, în opinia mea, prezintă un interes public și ține de formarea, continuă sau formarea locului de muncă a celor ocupați în agricultură. În general, specialiști în economia națională se formează tradițional pe două căi de bază. Prima, studiile care le obține la anumite instituții de învățământ, fie colegiu, fie universitate, după aceasta, deja lucrând, el primește anumite abilități, anumite cunoștințe suplimentare în caz de necesitate. În ultimii ani de zile, în Republica Moldova s-au făcut investiții enorme în tot ce înseamnă plantarea de livezi. Avem utilizare intensivă în diverse domenii, avem procurări echipamente foarte sofisticate în agricultură și, evident, ai nevoie de pregătirea specialiștilor care lucrează în agricultură pentru a putea utiliza utilajele noi, pentru a putea utiliza tehnologiile noi. Și astăzi vrem să discutăm care este situația în agricultură și, de fapt, care este problema de bază și care ar fi soluția. Dar înainte de aceasta, nu pot să nu trec în revistă care este situația cu producția agricolă în Republica Moldova, ce a fost până acum, ce ne așteaptă în 2023. Ca să fie mai clar, eu am utilizat o tehnică prin care valoarea producției agricole din fiecare an, l-am luat din anul 50, de unde sunt date, l-am utilizat la prețul anilor din 2022. Lucrul acesta îl fac de multe ori. Dacă observați atent, în anul 2022 am avut o scădere puternică a producției agricole, iar dacă ne uităm atent, în 2021, noi prima dată de la independență am ajuns la producția agricolă din 91, deci în 2021. Anul 22 a fost un an nu prea bun, anul 2023 cel mai probabil va fi un an tot nu prea bun și de aceea noi, din păcate, după 2021, care a fost cel mai bun an, avem 2 ani de zile în care situația nu este prea bună și din acest motiv agricultorii noștri sunt nemulțumiți, dar este și o cifră îmbucurătoare. Dacă vă uitați după tipuri de producții, vă observăm că începând cu anul 2021, la noi producția agricolă a întreprinderilor agricole domină producția generală. Din începând cu anul 97, la noi, practic, producția agricolă a fost sectorul individual, producția de subzistență, producția mică. Nu că aș fi contra aceste producții, aici nu poți face investiții mari, aici nu poți aduce tehnologii mari, aici nu poți face angajări mari. De aceea, pentru mine, este îmbucurător că începând cu 2021 și chiar după 2022, când am avut un an nu prea bun, producția, activitatea agricolă organizată, activitatea din întreprinderile agricole, domină producția noastră agricolă și sper foarte mult că această tendință se va respecta în continuare. Noi am ajuns în 2022-2023, vom fi la o situație nu prea bună, dar pe termen mediu cred că noi destul de rapid vom depăși recordul istoric care a fost înregistrat în 87. Aici, încă o dată, repet, din ce cauză agricultura contează în Republica Moldova, din ce cauză trebuie să atragem atenția, de ce noi să vorbim despre acest lucru, doar vreau să spun că producția agricolă la noi este de 40-45 miliarde de lei anual, ea ne asigură împreună cu industria prelucrătoare producția agricolă 45% din toate exporturile noastre și cel mai important, viața la 1,5 milioane de oameni de la sate depinde de activitatea agricolă. Mai mult ca atâta, 60% din toți oamenii ocupați în zona rurală, în sectorul real economiei, sunt ocupați în agricultură. Deci oamenii sunt în sau sector bugetar sau în agricultură. Alte activități noi în zona rurală nu avem. Din acest motiv, noi acum vorbim nu de agricultură, vorbim de agricultură și dezvoltare rurală. Deci agricultura, fără agricultură, zona rurală, pur și simplu nu poate exista. Haideți să vedem ce s-a întâmplat cu forța de muncă în Republica Moldova. Dacă ne uităm, de ce am luat toată forța de muncă, acum și aveți vedea, dacă ne uităm atent, în 90, noi am avut circa 1,5 milioane de lucrători în Republica Moldova și 580.000 de pensionari. Era raportul aproximativ 1-3. Astăzi noi suntem 627.000 de lucrători, 525.000 de pensionari, raportul este mai mult sau mai puțin, ne apropiem de 1-1. Vorbim de pensionari după limita de vârstă. Iar acum,
Dacă ne uităm, încă aici vreau să spun că începând cu anul 2010, când am ajuns la 600 de mii, până în 2019 noi ne-am păstrat 600 de mii. În 2019 am ajuns 625 de mii. Și în 2020, într-un an de pandemie, toată creșterea din 10 ani de zile am pierdut-o. Deci suntem destul de vulnerabili și aici vreau să ajung la un element și mai important. Toată această cădere, în cea mai mare parte, este determinată de căderea forței de muncă în agricultură. Nu numai decât tragic, dacă observați dumneavoastră la noi, numărul de lucrători în agricultură a crescut foarte mult, dar producția agricolă, din contră, înregistrează creștere. Ce înseamnă lucrul acesta? Că la noi productivitatea în agricultură în ultimii ani a crescut. Lucrul care trebuie să-l constatăm, apropo, este ceva lăudabil, deci la noi, în prezent, dacă am avut în 2770.000 de oameni ocupați în agricultură, în prezent avem 180.000. Deci la noi numărul de lucrători în agricultură a scăzut enorm, iar producția agricolă în prețuri comparabile a crescut cu vreo 50%. Deci reducând de 4 ori, aproape 5 ori numărul de lucrători, noi am crescut producția agricolă. Din cauza că la noi, într-adevăr, a crescut productivitatea și volumul de producție la un angajat. S-au cumpărat utilaje, s-au cumpărat echipamente, lucruri care te-am încurajat. Întrebarea este dacă a crescut și salariul pe potrivă. Acum și să ajungem și la acest lucru și vom vedea din ce cauză nu s-au rezolvat toate. Cu toate acestea, agricultura este cea mai vulnerabilă ramură legată de protecția cetățeanului, de angajatului. Mai avem și în construcție situații aproximativ similară, dar este departe de agricultură. Dacă observăm din 180.000 de oameni care lucrează în agricultură, doar 35.000 de oameni sunt cu contracte de muncă, salariați, deci ca la carte, deci el este angajat, are cărțică de muncă, are salariu. Restul 144.000 de oameni lucrează pe cont propriu. Deci, de fapt, agricultura este domeniul unde este cel mai vulnerabil omul din punct de vedere a protecției sociale, în special când vorbim de ieșirea la pensie. Un alt factor negativ care se întâmplă în agricultură este creșterea vârstei medie a omului. Dacă în anul 2010 vârsta medie era 43,7 ani, acum am ajuns la 46,2 ani, deci practic oamenii în agricultură cu fiecare an numărul celor care lucrează îmbătrânesc. Dar să dăm și pozitiv. Deci un lucru despre care noi n-am vorbit niciodată, este foarte greu să calculăm productivitatea muncii în agricultură, dar ce obținem noi putem să calculăm care este venitul obținut sau incasările pe angajat și avem toate ramurile economiei și agriculturii. Dacă ne uităm atent, în anul 2005 incasările pe un angajat în economie națională era de 169.000 de lei, iar agricultura era de 37.000 de lei sau de 5 ori mai puțin. În prezent, și inclusiv asta s-a întâmplat în mod special după anii 2010, când într-adevăr fondul de subvenționare în agricultură a crescut, când investițiile în agricultură au crescut, și este un lucru salutabil, în prezent, producția în agricultură, mai mult sau mai puțin, este comparabil cu cea la nivel național. Pentru o descriere mai clară, uitați-vă discrepanțele care erau. În 2007 noi am ajuns că în agricultură volumul de producție pe un angajat era de 5 ori mai mic decât media națională. Apoi, lent a scăzut și după 2010 observați o scădere și mai puternică, în prezent este 1,5. Deci, practic, producția în agricultură pe angajat s-a egalat cu cea din economia națională, lucru care ne arată că, de fapt, avem o situație în care salariul în agricultură trebuie majorat. Deci, el nu se majorează exact din cauza calificării reduse. Ceea ce vreau să spun eu este felul următor. Noi avem același teren care trebuie prelucrat, noi ne dorim ca să creștem producția agricolă și ea crește, număr de angajați în agricultură în fiecare an scade, noi facem investiții și cumpărăm utilaje și evident apare întrebarea. De la muncă necalificată în agricultură, tendința următorii 10 ani de zile va fi necesar de muncă calificată, deoarece o persoană în următorii 5-10 ani de zile, o persoană care va lucra în agricultură va furniza același volum de lucru care îl furniza înainte 10-15 persoane. Deci deja noi am ajuns la o situație în care o persoană din agricultură în prezent volumul producției sau rezultatul muncii lui este de 7-8 ori mai mare decât a fost acum 15-20 de ani în urmă. Și respectiv, dacă tu ai o persoană care produce atât de mult, el utilizează echipament sofisticat și trebuie să te gândești la pregătirea lui. Cum îl pregătim noi profesional? Și despre aceasta, de fapt, discutăm noi cu sindicatele din agricultură și industrie alimentară. Suntem noi gata să oferim în agricultură forță de muncă calificată și cam care ar fi soluția? De fapt, despre soluția astăzi vreau să vorbesc. Dacă ne uităm la salariu,
Observăm că în economia națională salariul mediu în acest an va fi de 12.450 de lei, în industria alimentară salariul mediu va fi undeva 10.650 de lei, iar în agricultură 7.500 de lei. Dacă observăm, salariul în agricultură până ce rămâne destul de jos comparativ cu celălalt salariu, și aici este un lucru care trebuie de notat. În condiția în care la noi productivitatea muncii în agricultură a crescut cu mult mai rapid decât s-a întâmplat media națională și discrepanța s-a redus enorm, salariul, din păcate, n-a crescut pe aceeași potrivă. Deci, pe lângă faptul că în agricultură foarte puțină lume este oficial ocupată și cei care sunt ocupați, din nefericire, cel puțin salariul oficial, prerespund că au și salarii venituri neoficiale, nu salarii de venituri neoficiale, salariul oficial rămâne mult în urma creșterii productivității muncilor. Și lucrul acesta, de fapt, este o problemă. Dacă ne luăm pe o dinamic lungă, mie îmi plac șirurile lungi, că asta îți arată un tablou cu mult mai clar, observăm trei concluzii de bază. În anul 90, la noi am avut o situație unică în economie, când salariul în agricultură a fost mai mare decât media națională. Începând cu anul 1975, salariul în industrie prelucrătoare a producției agricole a fost mai ridicat decât media națională. Însă el, după anul 2010, acest salariu a devenit mai micut și acum, de fapt, avem o discrepanță destul de esențială. Deci, practic, noi, ca oameni care gândim cum în țara aceasta dezvoltăm agricultura și industria prelucrătoare, trebuie să înțelegem. Ceva se întâmplă în această industrie prelucrătoare. Apropo, este cea mai mare ramură a economiei naționale împreună cu agricultura. Ei oferă o treime din toată producția națională. Noi, în această ramură, în prezent, după dacă 75 până în 2005, după 30 de ani, noi avem în prezent un declin aceste ramuri la capitolul salarizare, iar în agricultură lucrurile cumva s-au îmbunătățit, dar nu pe măsura creșterii performanței activității agricole. Iar acum să mă întorc la ceea ce am vrut să discutăm. Haideți să ne uităm ce avem noi cu educația în agricultură. La studenți. Aici situația, din păcate, este una destul de tristă ca și în restul ramurilor, cu condiția că aici lucrurile merg mai rău decât merg în alte ramuri. De la 2500 de studenți cât am avut noi cândva, acum am ajuns la 913, însă scăderea numărului de studenți la științele agricole scade cu mult mai rapid decât în celelalte ramuri, din acest motiv, dacă înainte ei erau 2,4%, acum au ajuns 1,6%. Practic, studenții de la științele agricole dispar din Republica Moldova. Dar astăzi nu este tema mea cu studenții, astăzi este cu pregătirea lor la locul de muncă. Ce avem noi în vedere? Cât cheltuie angajatorul și dacă el nu cheltuie, ce putem face ca să cheltuie, ca să pregătească pe om ca el să-și poată îndeplini sarcinile lui în condiția în care aroc retehnologizarea, dacă noi dorim, noi ca stat anual dorim acum să dăm câte 1,5 miliarde, 1,7 miliarde, la fiecare leu care îl dă guvernul, persoana fizică mai investește 3 lei, deci la cei 1,7 miliarde de lei care investește guvernul, noi mai vorbim încă de vreo 5 miliarde investite de populație care fac investiții în agricultură. Acești bani anual care vin în agricultură, evident, o să aducă un rezultat. Iar acest rezultat înseamnă retehnologizare și atunci întrebarea este, dar noi avem oameni care pot lucra la aceste echipamente. Uitați-vă ce se întâmplă. Dacă în toate celelalte profesii, circa 14% din oameni anual trec cursuri de recalificare, în agricultură doar 4,8%. De fapt, lucrurile stau și mai trist. Din ce cauză? Că în celelalte ramuri a economiei naționale, 80% din oameni lucrează cu cărcică de muncă, 20% fără. Respectiv, din toți cei care lucrează, 11% trec careva cursuri de recalificare. În agricultură, aduceți aminte, marea majoritate sau 65% lucrează fără niciun fel de contract, de aceea lucrează practic economia informală și primește că din toți cei ocupați în agricultură, numai 1,7% sau de 7 ori mai puțini oameni anual trec anumite pregătiri profesionale. Aceasta este primul lucru. În primul rând, în agricultură, numărul persoanelor care trec o anumită recalificare pentru a obține anumite abilități noi este de 7 ori mai mică decât media națională. 2. Cât cheltuim noi pentru dânsul?
Dacă mediul în economia națională se cheltuie 1400 de lei pe o persoană anual, în agricultură 530 sau de 3 ori mai puțin. Și acum uitați-vă atent în grafic. Imaginați-vă că în 2014 noi cheltuiam pentru pregătirea unui om 1500 de lei. Astăzi, după o inflație și creșterea prețurilor, noi cheltuim 1400 de lei. Dumneavoastră, cred că vă imaginați despre ce pregătire vorbim noi. După aceasta ne mirăm din ce cauză Republica Moldova munca este primitivă, din ce cauză salariile sunt mici, din cauza noi nu avem muncă calificată. În agricultură noi am avut 1200 de lei, astăzi avem 530 de lei. Dumneavoastră vă imaginați că în primul rând numărul celor care sunt pregătiți este de 7 ori mai mică decât în alte ramuri, iar în al doilea rând, pentru el se cheltuie de 3 ori mai puțin decât în restul economiei. Și dacă ținem cont că majoritatea din ei nici nu au nici un fel de pregătire, doar ce nu au contract de muncă, avem următorul rezultat. În mediu, pentru toți cei care sunt ocupați în agricultură în Republica Moldova, se cheltuie anual câte 7 lei, iar în restul ramurilor economiei se cheltuie câte 280 de lei. Nu e mult, dar 270 de lei în mediu. Răspunsul este simplu. În agricultură, noi cheltuim pentru pregătirea cadrelor ca ei să aibă o muncă calificată de 40 de ori mai puțin decât în orice altă ramură din economia națională. 40 de ori mai puțin. Evident că n-ai de avea forță de muncă. Care e soluția? Soluția este una cât n-ar părea de straniu și simplă și accesibilă. În ce am în vedere? Conform legislației Republicii Moldova, guvernul solicită ca toți angajatorii să două procente din fondul de salariu să-l dă pentru pregătirea continuă a angajaților. Da, ei dau 6 milioane de lei pe an. Dar, cum să vă spun, este o sumă. Eu nu știu ce poți face cu 1 milion de lei pe an pentru toată țara. Întrebarea mea este simplă. Noi ca societate, guvernul care dă, și aici vreau să vă uitați la volumul de Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și a Mediului Rural, subvențiile în agricultură. Deci noi anul trecut am dat 1.750 milioane de lei. Subvenția anul acesta se planifică 1.600.000, mai puțin de 1.600.000. Întrebarea mea este în felul următor. Dacă noi ca stat dăm 1.700.000 de milioane de lei ca ei să cumpere echipamente, ca ei să facă investiții, întrebarea mea, dar oare nu este responsabilitatea noastră să le dăm și pentru instruire? Recomandarea care o facem noi este una foarte simplă. 2% din fondul de subvenționare a agriculturii se meargă pentru pregătirea agricultorilor la locul de muncă. De cel care deja lucrează se meargă pentru pregătire. Iar contribuția angajaților să fie de 10%. Deci statul spune în felul următor. Dacă dumneavoastră vreți ca agricultorul vostru să aibă niște îndeletniciri noi, noi vă recomandăm. Noi vă dăm 90%, vă acoperim 90% din toată suma. 2% ar fi anual la ziua de astăzi cam 30-35 de milioane de lei. Cu o contribuție de 10% din partea agricultorilor, asta ar însemna că statul poate da chiar astăzi de 3 ori mai mult decât maximul pot solicita agricultorii. Încă câteodată vreau să amintesc că agricultorii cheltuie pe an doar 1 milion de lei în prezent. Iar noi la cel 1 milion de lei care îl cheltuie el, mai putem adăuga încă 9 milioane. Și în felul acesta să încurajăm că ei să cheltuie 9 milioane, dar să cheltuie 3 milioane, statul să mai dai 27 de milioane și în felul acesta să creștem investițiile în educație, în agricultură, să învățăm să utilizeze tehnicile moderne. Cum va fi făcut lucrul acesta? Prin centri de excelență, prin certificare de către autoritățile statului, prin pregătirea cursurilor la necesități economiei. De ce acum nu se face? Păi simplu, dacă ai vânzări de 1 milion de lei pe an, dacă toate contractele din ani de zile este de 1 milion de lei, cine îți va apuca să învețe și în agricultură? Cine îți va apuca să facă investiții în utilaje? Cine îți va ocupa să facă investiții în cercetări? Cine îți va ocupa să aduc tehnologii noi și să înveți pe agricultură dacă el nu are vânzări? Nimeni nu vine să cumpere servicii educație, nimeni nu vrea să învețe, nimeni nu vrea să depune eforturi ca să cunoască. Tot ce avem noi de făcut este să creștem calificarea în agricultură. Următorii ani vom avea nevoie de acest lucru, iar cheltuielile pentru educarea în agricultură trebuie de crescut cel puțin de vreo 10 ori. În prezent ele sunt, încă o dată repet, exact de 40 de ori mai mici decât au fost. Și ultima, nu ține în tema noastră, dar fiindcă am vorbit de fonduri de subvenționare în agricultură, foarte multă lume este îngrijorată, inclusiv și agricultorii, și mulți zic, ce mai vor ei, că uite statul le dă bani. Îngrijorarea lor, de fapt, are și o bază cât de cât clară. Deci, anul acesta, fondul de subvenționare este puțin mai mic ca anul trecut, dar, evident, toată lumea spune, domnule Niță,
haideți să fim serioși, nu comparați 1.600.000.000 de lei anul ăsta cu 1.500.000.000 de 2 ani în urmă, cât costa leu atunci și cât costă leu acum. Din acest motiv, eu am calculat fondul de subvenționare raportat la produs intern brut. Deci el întotdeauna la noi a fost sub 0,5%. Guvernul întotdeauna s-a pus obiectivul ca să cheltui mai mult de 0,5%. Am avut doar 3 ani de zile când el a fost peste 0,5%, 2020, 2021, 2022, când a ajuns la 0,63%, foarte mult. Iar în acest an, inclusiv din cauza și deprecierii valutei și din cauza scăderii fondului, va scădea la 0,52%. Va fi mai mult decât în toți anii, dar mai puțin decât în precedenți 3 ani. Dar știți, cu produs intern brut este mai complicat. Am făcut un alt exercițiu. Anul acesta avem 1,6 miliarde de lei. Întrebarea mea a fost, dar cât a fost în trecut calculat la ziua de astăzi, la valoarea leului de astăzi? Da, au fost cândva 280 milioane, 400 milioane de lei. Da, la valoarea leului de astăzi, cât era aceasta? Și dacă observați, până în 2015, la noi subvențiile în agricultură erau aproximativ de două ori mai mici decât am ajuns maxima din 2021, la nivel de 1 miliard de lei la ziua de astăzi. După aceasta am avut o creștere substanțială până la 1,5 miliarde și cel mai mare creștere a fost 2020-2021. 2021 este record absolut. În ziua de astăzi asta ar fi cam 2,1 miliarde de lei. După aceasta, la noi a scăzut și ca volum și s-a depreciat valuta și noi în acest an, de fapt, avem o scădere substanțială de circa 500 de milioane de lei. Deci anul acesta, ca să avem același volum de investiții, ca agricultorii să aibă același rezultat al investițiilor, care a fost în 2021, când a fost cel mai bun an, ei trebuie să aibă 2,1 miliarde de lei. În acest an, noi, din păcate, până ce suntem disponibili să dăm 1,6. Dar, întorcându-mă la tema mea, concluzia este în felul următor. În ultimii 10 ani de zile avem o creștere a rezultatului muncii în agricultură, deci producția în agricultură a crescut considerabil pe angajat, numărul de salariați a scăzut enorm în ultimii ani de zile, iar producția agricolă s-a menținut prin intensificarea utilizării forței de muncă. Iar utilizarea intensivă a forței de muncă în agricultură, asta înseamnă tehnologie, utilaje și cunoștință. Iar ca noi să asigurăm o forță de muncă calificată în agricultură, trebuie să facem investiții în educația inițială la universitate și doi în educația la locul de muncă. Educația la locul de muncă în Republica Moldova practic lipsește în toate domeniile și în special în agricultură, iar ca să o putem întoarce înapoi și ea să existe, avem nevoie ca statul să atragă atenție și recomandarea este următoarea. Fondul de subvenționare a agriculturii trebuie inclusiv prin lege să fie menționat. 2% din acești bani vor merge pentru pregătirea profesională a cadrelor, pentru ca investițiile care le face statul să fie făcute într-o ramură unde există inteligență și abilități, dar să nu se întâmple că facem investiții și nimeni nu se gândește cum acești oameni vor utiliza investiția făcută. Vă mulțumesc mult și până data viitoare!